Colegiul Național de Nicu Golescu a avut un parcurs de vis la Youth Football Festival de la Capoșvari, reușind ca din primul an de participare să joace în marea finală. În ciuda eșecului din ultimul act al competiției, mușcelenii au lăsat o impresie frumoasă la acest turneu, mai ales prin prestațiile jucătorilor din teren în toate cele 8 partide disputate. De departe însă, jucătorul cu cea mai bună prestație din rândul delegației noastre a avut-o portarul Dragoș Horeboiu. Proaspăt internațional Under 15, mușceleanul cu o înălțime de 1,90 din poarta Colegiului Național din Nicu Golescu a dat multă siguranță întregii echipe, mai ales colegilor din linia de apărare. Dragoș Horeboiu a fost decisiv în sferturile de finală cât și în semifinală, atunci când au fost nevoie de executarea loviturilor de departajare pentru a accede într-o fază superioară. Mai întâi, în sferturi, s-a opus în două rânduri în fața jucătorilor polonezi, pentru ca în semifinale, datorită staturii impunătoare, să-i hipnotizeze practic pe atacanții italieni și să-i determine să rateze de la punctul cu var. Dragoș Horeboiu a marcat și el din lovituri de la 11 metri în două rânduri, atât în jocul din sferturi, cât și în semifinale. Golkeeperul mușcelean este în momentul de față unul dintre cei mai promițători portari din țară la categoria lui de vârstă, iar acest lucru l-a adus în atenția unor cluburi mari de fotbal, dar și a impresarilor străini care vor să semneze cu el înțelegeri de reprezentare.